Bent Dala, antrenorul de la SCM Râmnicu Vâlcea, a avut mari probleme de efectiv la acest joc. Pe lângă accidentarea mai veche a Danielei de Jong, Roh, Iannăși și Levchenko s-au rupt în săptămâna dinaintea jocului și nu au putut evolua în meciul cu danezele de la Nykøbing. A revenit însă tunarul Jovana Kovacevic, care a jucat pe postul de coordonator de joc. Începutul meciului a fost unul echilibrat, după care oaspetele au reușit să se desprindă pe tabelă la 2 goluri, 7 la 5 în minutul 10. Gazdele au marcat 3 goluri la rând și au preluat controlul 10 la 8 în minutul 15, iar la pauză aveau un avantaj de 2 goluri 16-14. În repriza secundă, echipa antrenată de norvegianul Bent Dala a avut un avans de 8 goluri pe tabelă, 27-19 în minutul 47, dar danezele au marcat 4 goluri la rând și în cele din urmă SCM Râmnicu Vâlcea s-a impus cu doar 32-29. Irina Glipco a marcat 7 goluri pentru vâlcence. Pentru SCM au mai înscris Elin Hansson 6 goluri, Jovana Kovacevic 6, Asma Elgaui 5, Daria Bucur 3, Asuka Fujita 3 și Tania Asanin 2 goluri. Manșa secundă va avea loc la Nefsted pe 26 martie. Olkim Râmnicu Vâlcea, echipa care a câștigat Cupa Cupelor în 2007, a fost invitată de organizatori la partida SCM Nykøbing. Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, Mircea Gutău, a premiat în pauza jocului întreaga echipă care a scris istorie pentru Râmnicu Vâlcea în 2007, câștigând Cupa Cupelor și Supercupa Europei. Rând pe rând, fostele jucătoare de la Olkim, Luminița Dinu, Narcisa Lecușanu, Oana Manea, Steluța Luca, Tereza Puslaru, Ramona Farcău, Ada Nechita, Adina Meiroșu, Valentina Ardean Elis, Valeria Motogna, Mihaela Tivadar, Clara Vădideanu, Roxana Gheorghe sau Iulia Pușcașu au fost ovaționate de fanii vâlceni. A lipsit doar Ionela Stanca, ce locuiește în Franța, și antrenorul Gheorghe Tadici. Au fost premiați și conducătorii clubului vâlcean din acea perioadă, Ioan Gavrilescu, Petre Berbecaru și Nicolae Luca, alături de masărul Nicolae Mătăsaru și secundul lui Tadici, Popa Sevișteanu.